Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. În această seară ne propunem să discutăm despre campania agricolă de recoltat, vorbind despre vânzarea terenurilor, despre legea vânătorii, dar și despre multe alte subiecte de care dumneavoastră fermierii sunteți interesați. Am plăcerea să-i am alături de mine pe domnii Laurențiu Baciu, președinte la par, vă mulțumesc pentru prezență, domnule președinte. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Îl salut și îi mulțumesc pentru prezență și pe domnul Daniel Alexandru, agrometeorolog ANM. Bună, bună seara. seara! Mulțumesc! Și în ultimul rând, domnul Marin Anton, fermier, fost deputat, fost membru al Comisiei de Agricultură, dar statutul de fermier nu vi-l poate lua nimeni. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și eu vă aici. mulțumesc de prezență. Îi anunț pe telespectatorii noștri că au la dispoziție un număr de telefon 031-405-2800. Ne pot scrie și pe pagina noastră de Facebook, agro-tv-agricultural la raport. Și vreau să le mai spun celor care n-au în momentul ăsta la dispoziție un televizor în față că ne pot urmări pe Facebook dacă accesează AgroTV. Acolo puteți urmări întreaga noastră emisiune. Domnilor, așa cum anunțam încă din prezentare, avem foarte multe teme, foarte multe subiecte importante și interesante în același timp, dar aș vrea să începem dezbaterea noastră prin a-l ruga pe domnul Daniel Alexandru să ne facă o prezentare și să ne spună cum va fi vremea. Cum a fost? Am văzut în unele zone ale țării fermierii, agricultorii s-au lovit de vijelii, aralii, unii chiar au fost loviți de grindină. Ce așteptări avem în perioada următoare și de ce ar trebui să țină cont cei de acasă? Da. Așa cum a spus și dumneavoastră, trecem după o săptămână în care au fost niște variații climatice, atât la nivel termic, dar și la nivel al precipitațiilor uh, foarte, foarte uh, diferențiate, cu o amplitudine foarte mare. Asta că săptămâna trecută am traversat uh, o perioadă de 3 zile în care temperaturile maxime din timpul zilei au depășit în mod frecvent 37 de, 37, 36, 37 de grade Celsius ajungând chiar la niște temperaturi care au depășit 40 de grade în timpul zilei, în în zona de sud, mai aproape de lunca Dunării, preponderent aceste valori în zilele de vineri și sâmbătă, 1 iulie, după care regimul, atât regimul termic cât și cel al precipitațiilor s-a schimbat brusc, astfel că începând de sâmbătă seara, datorită condițiilor care au venit, începând cu nordul, centru țării, care au venit spre sudul teritoriului cu niște cantități de precipitații foarte ridicate, uh, cantități de precipitații la nivelul de uh, uh, 50-70 până la 100 uh, de litri pe metru pătrat, cantitate în 24 de ore înregistrate în unele localități. Uh, uh, totodată și regimul termic a scăzut foarte brusc, astfel încât în ziua de luni s-au ajuns de la, la maxime de 24-25 de grade în acele Zone în care cu două zile înainte am avut temperaturi maxime de în jurul valorilor de 40 de grade Celsius. Acest lucru are, a avut, sperăm, și efecte pozitive, având în vedere faptul că. Existau condiții de secetă în sudul teritoriului în anumite, pe anumite areale, dar aceste cantități de, te, de precipitații, care au uh, totalizat uh, un nivel foarte ridicat uh, și în Muntenia și în Oltenia, dar și în jumătatea de sud preponderent a, a Moldovei, mă refer la cantități care de au depășit 50 de, grade, 50 de litri pe metru pătrat, au adus un aport substanțial în ceea ce privește rezerva de umiditate din sol. În perioada următoare, la fel cum suntem în aceste zile, că temperaturile se situează în normalul perioadei. Vor urma zile în perioada următoare care vor depăși normalul perioadei cu 1 până la 5 grade Celsius, începând de vineri sâmbătă există și posibilitatea unor ploi locale în ziua de vineri, din ce am înțeles, dar nu vor avea nici pe departe cuantumul și nici preponderența celor care au fost la sfârșitul săptămânii și începutul sfârșitul săptămânii trecute și începutul acestei săptămâni. Luna iulie, din punct de vedere termic, se va situa într adevăr cu excepția acestor două episoade, la uh, temperaturi ridicate, îndeoseb pe zona colinară, uh, de câmpie, mă scuzați, uh, în câmpia română, câmpia de vest, de asemenea și în uh, Dobrogea, dar și în, uh, și în Moldova, uh, peste normele climatice din punct de vedere a temperaturilor, iar ca și volum de precipitații, acestea, din ce. Din acest moment vorbind, vor fi deficitare în ceea ce privește cantitățile de precipitații, dar acest lucru nu va exclude apariția unei episoade scurte în perioada următoare care să aducă cantități de precipitații cum au fost cele de la sfârșitul săptămânii trecute. La fel și august, într-adevăr va fi un august uh, cu temperaturi ridicate în ceea ce privește temperaturile maxime din timpul zilei și automat uh, și cele uh, minime pe, pe timpul nopții este posibil și este în mod normal ca și perioada să avem uh, niște nopți tropicale, temperaturi care depășesc noaptea 20 de grade Celsius pe perioada nopții. Sperăm... Temperaturi atipice sau ar trebui În acest până moment la urmă sunt normale și în perioada imediat următoare, deci normal. zilele următoare, acestea vor depăși 1 până la 5 grade Celsius, în normalul perioadei în, în toate regiunile. Dar totuși trebuie să vedem și aspectul pozitiv. Deja noi ne -am, nu că ne-am obișnuit, deci aceste temperaturi mai ridicate pe parcursul lunilor iunie, mai puțin iunie, iulie și august sunt un... un un live motiv deja în ultimii ani în România, nu neapărat 5 ani, vorbim de o perioadă 5, 10, 15 ani. De ce în România? Eu e un anlucitor. Da. Așa. Și totuși, mie mi se pare că acest episod de cantități de precipitații e o excepție pentru ultimii ani, din punct de vedere a cantităților în 24 de ore, în această perioadă mă refer o excepție pozitivă, care totuși în acest moment ne-a adus -o într-o situație în care rezerva de umiditate la această dată, în luna iulie, este începând la satisfăcătoare până la apropiat de 8 optim și optimă, în majoritatea profesorilor. Sunt foarte mici excepțiile în care mai există zone afectate de secetă în Dobrogea și ceva izolat în sud-vestul Moldovei, dacă nu mă înșel. Domnule Baciu, la dumneavoastră, cum, cum a fost, au fost probleme V-ați lovit de grindină, de vijelica în alte zone? Noi cei care avem mai multă experiență în, în agricultură și care lucrăm mai de mult cu, cu, natura, înțelegem aceste fenomene. Mă miră faptul că în ultima vreme fac, facem atacați de fenomenele astea extreme. Fenomenele extreme au fost tot timpul și în timpul iernii și în timpul Uh, am avut și în timpul primăverii temperaturi de iulie sau de august. Am avut uh, uh, și în luna mai temperaturi de luna uh, februarie. În, uh, aprilie. în aprilie am avut chiar. Dar și chiar -a, în. A, da. da. Anul acesta, da, anu dar da, eu da. vorbesc de-a lungul timpului. Așa că noi nu chiar suntem atât de mirați de ceea ce se întâmplă. E adevărat că în această perioadă și, mă rog, cei care măcar formal am mai trecut pe, pe la școală și am mai învățat câteva noțiuni despre meteorologie, cei drept puțin, dar măcar câteva din ele, știm cam ce se întâmplă în situația în care fluctuația de temperatură, schimbările de curs al aerului, sunt destul de frecvente și pot aduce, știți prea bine, în zona Americii cel puțin, fel de fel de fenomene care, din care mai, e, mai e ciudate. Asta e. Problema este că noi, noi ne revenim în să găsim soluții pentru a atenua efectele acestor fenomene atât cât este posibil. În ceea ce privește prognoza dată de domnul Alexandru, cu precipitațiile care ne interesează mai mult pentru cele două luni, am vrea să nu aibă dreptate și să, <laughs> și să plouă atunci când avem noi nevoie. În rest, și noi am constatat o rezervă bunișoară de apă. Acum și rezerva asta ține și de temperaturile care vor fi și durata lor Că dacă, știu, eu, ne vom trezi cu temperaturi de peste 35 de grade și dacă țin 10 zile măcar, efectele sunt uh, dezastroase. Dar uh, dacă o să le găsim numai așa câte două, trei zile cum au fost uh, săptămâna trecută, după care iară să-și revină, zic eu că lucrurile ar fi bune, deși dacă ne uităm uh, în câmp la evoluția uh, culturilor, culturilor am putea spune că cele două culturi de bază care sunt în România la ora actuală și care au nevoie de condiții foarte optime de vegetație ar fi porumbul și floarea soarelui. Sunt zone în care putem spune că și problema porumbului este rezolvată în ceea ce înseamnă precipitațiile. Sunt zone în care ar mai trebui ceva precipitații, dar să sperăm că totul va fi bine. Oricum, dacă mă întorc la 2015, și bine că e domnul Alexandru aici și poate confirma, când cel puțin în zona din care vin, de pe 6 aprilie, n-a mai plouat decât pe 27 septembrie, n-a mai dat o picătură, oricum lucrurile acum stau cu totul altfel, cel puțin în zona de unde vin, n-a fost săptămână în care să nu avem parte de, știu eu, un 6-7 litri, cam exact ceea ce ne trebuia. Deci, până acum a fost, din punct de vedere al precipitațiilor și al temperaturilor, putem să spunem, un an normal sau un an așa cum ne-am dorim și noi, cum și l dorit și plantele. Nu știu ce se va întâmpla de aici încolo, dar ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile cu precipitațiile, chiar dacă uh, în zona de nord uh, a țării, no, spre exemplu, pe Botoșan, chiar n-a ajuns deloc. Uh, precipitațiile, nici în zona de unde vin eu, nu, nu a plouat chiar atât de mult, dar oricum... Uh, Au fost în mai și în iunie, în zona... Uh, oricum, satisfăcător. Deci să nu-i cerem uh, o sândă, că uh, încă, e, încă e... bine. Domnul Anton, la dumneavoastră... La da noi sud a foarte, foarte bine. Ploaia este binevenită. Sunt fluctuații de la 30-40 de litri până la 100 de litri pe metru pătrat. E, așa cum spunea și domnul Alexandru, cantitatea de apă din sol în momentul ăsta este e, cea necesară și este în ordine cu acest lucru. Singurul lucru care s-au întâmplat pe la noi prin sud de aici au mai fost și, și rafalele de vânt foarte puternice, care încă rapița grâu și mai sunt fermieri care n-au recoltat încă orzul. La rapița a scuturat ceva din, din, ea și probabil că sunt pierderi 5 din producție pentru cei care cultivă rapița. Grâul a mai culcat și și aici vor fi pierderi atât calitative și calitative, dar una peste alta Probabil că producția de floarea soarelui, de, de, porumb, va acoperi, va acoperi ceva din pierderile astea și sperăm ca lucrurile să, să decurgă normal în, în, perioada următoare. Nu s-a terminat anul agricol. Nu înseamnă că dacă ploaia de acum și căldura de săptămâna trecută am, am terminat anul agricol. Dacă vor fi călduri și nu vor da pică, nu va mai da picătură de ploaie în următoarele de... 30-40 de zile, să știți că recolta va fi puternic afectată. Să e nu asta ne... tot domnul Alexandru ne poate spune. Să, ne, să, să nu ne, uh, uităm acest lucru. Noi vorbim de situația de astăzi. Asta situație și rezerva de apă este, este cea care trebuie să fie în sol și este un lucru bun uh, și sperăm că, chiar dacă va fi așa cum spunea domnul Baciu, noi suntem, mai mult problemele astea sunt mai mult pentru oamenii din, din oraș, așa, care stau la televizor și, și nu prea doresc să iasă în soare. Și sfaturile de a sta în casă sunt valabile pentru oamenii de la oraș fermierii nu stau, indiferent și sâmbătă cât a fost de cald afară și cât, așa, cât a fost de mare, fermierii stau, au stat pe câmp da, și au... Da, că va afecta căldura. M-a într-adevăr, într-adevăr După, mulți ani, eu, după simțit... mulți ani am simțit, transpirai prea repede la soare, era, era într-un minut, practic era lac, dar asta e situația. Nu -avem, avem, ce... ce... Într-adevăr, din punctul meu, dacă mă întrebați, mâna, am 57 de ani, ziua de, de sâmbătă a fost cea mai să zi de... și credeți-mă că am stat în soare, eu sunt tăbăcit în... În... și nu sunt un om sensibil. Așa ați resimțit-o dumneavoastră, de deci cea mai, mai călduroasă, acum nu, nu, mai... nu știu a, dacă a fost că... chiar cea mai călduroasă, domnul fost Alexandru. fost. Pentru Ziua perioada, de sânătă, pentru perioada, perioada asta? lunii iulie, da, deci că a fost pe 1 iulie, a fost cea mai călduroasă uh, din istoria mostrătorului, pentru luna iulie, nu pentru toată vara. Dar să știți că fermierii și, augustul și... Fermierii au, au fost pe câmp. Au fost la recoltat de rapiță, la recoltat de grâu, la de, de... <coughs> De ori... Deci și-au făcut treaba indiferent, dar și, -să. și ploaia ne-a prins bine. A făcut -am și -o de recoltat, domnul Baciu. Înainte să vorbesc de recoltat, aș recomanda celor care se ocupă de planificarea ploilor a, în Moldova să le dea mai... A, chiar dacă le mai puțin, dar să le dea mai dese. <laughs> pentru că, ținând cont de relieful care e în Moldova... Uh, procentul de reținere a apei în sol uh, uh. este mult mai mic. Fiind o zonă colinară, așa cum v-am mai spus aici, dacă nu învăci cobori, uh, <laughs> deci nu se compară cu. Chiar dacă venea la noi acum 100 de litri, să mai bine de jumătate se, pierde, uh, în, se pierdea. Așa că, mă rog, asta ca să fac o, uh, o glumă, iar în ceea ce privește recoltatul, da. Uh, a fost întrerupt recoltatul datorită naturii și nu putem să-i cerem socoteală acum, dar să nu uităm că săptămâna trecută, pe timpul acelor temperaturi care, temperaturi care sunt ideale pentru recoltat, a venit un alt Dumnezeu care își face cu aici pe pământ și anume cei de la direcția de drumuri, și care, fără să gândească la efectele care le-ar putea produce oprirea circulației cu utilajele grele pe drumurile publice, au sistat, practic, au paralizat activitatea de recoltat, Uh, au început să curgă telefoanele, stăteau fermieri în câmp cu combinele pline, nu veneau mașinile, chiar erau, uh, oprite de Român. către poliție. Dar asta se întâmpla, în... iertați-mă, numai cu cei români, cu camionagii români. Așa nu am știu, înțeles. Nu avem dovezi, asta... Pe și noi ața... Asta... fermieri români. Nu. Uh, păi, da, 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 cineva, care cineva a din alte transmis state că, avut că Așa am alte înțeles. camioane treceau. Nu, nu avem noi dovezi dacă treceau sau nu treceau. Bănuiesc că nu. Făcea poliția acum o selecție după... Cred că făcea o selecție după capacitatea autocamionului și nu după identitatea șoferului. Dar să trecem peste și să spunem că a fost o, mă o măsură negândită. Uh -huh. uh, au început, așa cum vă spuneam, să curgă telefoanele din țară. Mulți mă sunau. În situația asta am apelat la la ministru domnul Daie, la ministrul agriculturii, care, luând legătura cu cei de la uh, drumuri, în uh, două ori problema s-a rezolvat și s-a reluat uh, circulația. Partea proastă era alta, că nu se putea lua, relua uh, circulația fără un comunicat de presă, un comunicat uh, dat de către cei de la drumuri. Și nu-l pentru că după afirmațiile unui care bănuiesc că era ofițer de serviciu sau ce era pe acolo, uh, explicația a fost următoarea. N am înțeles, dar nu putem da un comunicat pentru că e weekend. Deci oamenii erau la grătar și nu aveau cine Și apoi se ferească Dumnezeu că dacă n-am fi noi ăștia care să, să, în orice condiție să le producem această mâncare, nu știu ce ar mai căuta la, la, la grătar. Deci, lucruri care sunt ciudate și care sunt luate în cum zic eu, parcă împotriva noastră în a, a face ceva. Negândite. Negândite. Da, Putea foarte bine să discutăm înainte, să discutăm cu mult înainte, că s-a să, să de astăzi iarnă de temperaturile care vor fi. Mă, ce măsuri le luăm? Cum le luăm? Acum e o problemă pe care am raportat-o astăzi. Ce se întâmplă? Aceste camioane lucrează după niște diagrame nu au voie să depășească un anumit uh, număr de ore. Ei, acel număr de ore și îl petrec la spatele combinii, de stând. Ăsta iar nu poate să uh, transporte la, știu, spațiile de depozitare uh, cereale din de câmp, pentru că să vezi uh, tirul oprit, că domnule mi-a trecut... deci, uh, de șase trecut la, timpul de mers. Avem uh, promisiune de la ministru că va lua legătura cu chiar cu Ministrul transportului de data asta, să se găsească o soluție pentru campania de recoltat și știu eu să se dea voie măcar pe o anumită distanță, din câmp și până la... 70 un boli, de km, sunt... Aici 70 de km Bun. măcar. Aia era vechi. Nu mai vreau să trăim din, din uh, soluțiile trecutului. Să găsim o soluție ca aceste mașini să, pot, să poată lucra. Adică eu vreau să vă spun că în cele 8 ori sunt situații în care ăla nu realizează în 8 ori condiți, că stă după combine, până când îl umple, până când... Stă la descărcă, în bază de recepție. Lui ai trece timpul și vezi că o realizat într-o zi, într-o zi, dacă împline, el nu realizează 100 de kilometri în alea care le dă... E, și e, aceste norme aplicate șoferilor de tir sunt pentru tirurile care tra fac transportul internațional. Nu, or, nu, chiar ar trebui pentru... Ora, aici pentru e o chestie specifică. Exact, dar ar trebui până la urmă făcut o diferență Diferentia între cei de... care Și dat o derogare pentru activități care... de genul ăsta pentru a nu perturba această activitate. Uite, astăzi uh, chiar m-au sunat uh, foarte mulți colegi în care îmi spunea situația că spunea domnul că nu, nu s-a recoltat rapița. Da! Am văzut și eu venind spre București, am văzut foarte multă uh, rapiță culcată la pământ și nerecoltată la timpul ăsta. Trebuie recoltată de, de, o, de, de o săptămână din el motive de genul ăsta. Uh, știți prea bine că, și asta se o afle toată lumea că ăsta este adevărul, că 70% din uh, producție uh, depozitul celor care produc cele 70% din producții, e în combină, depozitul. Or dacă nu ai mașina la, la, la lângă combină, practic ai paralizat recoltatul. Și asta înseamnă pierderi. Așa cum în Sud au venit acum 100 de litri. Eu știu cam ce pagubi le-au produs. Pagubile sunt substanțiale. Acolo unde le-a culcat recolta, o lipit de pământ, Acolo te poți aștepta la mari, la mari pierderi. Nu mai zic la rapiță, care este foarte sensibilă la, la ploile torențiale, ca să nu mai zic și fenomenul ăsta de... Acum o uză, acum o usuci, se desfacă păstăile. Exact, și lasă toată recolta pe... plus la grâu, dacă e, ăla care este jos, pământ lipit, poate în încolțească, chiar dacă avem noi posibilități până la urmă Bine. cu niște combine performante să luăm și pe ăla care e culcat. Dar marfa nu mai este de aceeași calitate. Și păcat la producțiile care se da, anunțau. Da, și pierderile sunt pentru femeie. Uh, omul își vedea până acum o săptămână, își vedea că nu are spațiu de depozitare, și acum constată că mare lucru nu mai e strânge de acolo. Dacă strânge este de parte... Să vă, să, vă spun ceva. Deja, deja uh, colectorii de, de grâne din România, mari traderi, își pun problema ca degradarea, de exemplu, la grâu. Dacă până acum diferența la grâu era de 6 euro între grâu de panificație și grâu furajer, își puneau problema în ultimele zile ca uh, diferența de preț să fie de 10 euro. Deci dacă cumpărai grâu Că prețul la grâu de panificație se învârte între. Da. între Aceste condiții duc 5800 de dolari la o altă clasă, dar se da. uh, Normal că se pierderi Pierde imense. Nu e. vorbesc de jumechile de, de și toate, toate analizele astea, pentru că marfa, recepția mărfii, se face în baza de recepție, la locul depozitarului, la, la cel care cumpără marfa, da? Și acolo nimeni, nimeni nu merge. Eu, eu am, am, o experiență tristă. Mă duc cu aceeași marfă la doi, la doi... Trader. Și aceeași marfă la aparatul unuia îmi indică anumite, anumiți parametri de calitate la aparatul de azi parametri de calitate. Ce s-a întâmplat între cele două, între cele două de sunt cele două laboratoare. Astea, sau nu, ce nu, se nu, întâmplă? la sunt, azi. dar mai fac și, și acolo. Să, să știți că, cred, un laborator, un laborator la un, un, trader mare poate aduce, poate aduce venituri și câștiguri traderului de milioane de euro pe an. Da. De milioane de euro pe an. Numai din... din parametrii, Diferența, asta diferența parametrii de parametri calitativi. Da. să vă spun Pentru că, că... că un moment. Pentru că la noi, în România, în România, să vă, să, să vă uitați pe toate contractele. Calitatea nu se plătește. Dacă am, dacă e impus, de exemplu, la grâu, umiditatea e impusă, 14. 20. Da? Dacă am 16%, mă, de, m m mă taxează de, de, de 3-5 euro pe, pe tonă. Și eu, te depunctează. Dacă ai 13, nu, nu ți... Uh, Dă în plus. Deci, performanța, cu cât prezinți un, un lucru de calitate, trebuie să te prezinți fix cu 14. Ori or, a, a ajunge cu umiditate 14, unul care are 2000 de hectare de grâu și începe, începe începutul, poți să începi să recoltezi când ai umiditate 14, hai să zic 15. Nu fac nici media. Mă rog, este un, este un lucru care mult, necesită multă discuție și mult, foarte multă punere la punct, pentru că cei mai afectați să știți că sunt fermierii mici. Așa cum spunea domnul Baciu, cel care, care nu are că, în principalul depozit al lui este, este Combina, bunkerul Combine. Da? Vreau să zic, domnule Anton, că timp de vreo trei săptămâni s-a tot discutat la Ministerul Agriculturii de un manual al gradatorului. Au fost discuții pro și contra. Sunt băieți de care nu-și doresc așa ceva. De partea cealaltă, fermierii își doreau așa ceva. Ce nu pot eu înțelege acum, și o fac și publică, Uh, cred că cei care nu-și doreau au fost mai convingători decât cei care își doreau. Că astfel, după ce s-a căzut uh, la pace, cum se spune, asupra unui conținut a acelui manual, întârzie să apară, deși suntem la jumătatea recoltatului, și astăzi am pus această problemă, ce se întâmplă, cu acest manual. Întârzi. De ce întârzi? Probabil cei care trebuiau să-l să-l scoată ar putea da răspunsuri mai... Uh, să mai, Ministerul Agriculturii? Ministerul Agriculturii, da. Nu înțeleg de ce stă, Am înțeles uh, că e undeva într-un sertar uh, la minister. Chiar ieri dimineață, și nu ascund faptul, l-am uh, sunat pe ministru da, aia în care, uh, pentru altele, spuneam de când Ministerul Agriculturii s-a transformat în achizitor de hârtie, de, ține, de maculatoră, pardon, deține acel, uh, acel dosar Acel dosar în și nu-i dă uh, nu drumul. Mi-a promis că problema se rezolvă, dar rezolvarea trebuia făcută cu două săptămâni. La un moment dat era vorba pe minister că nici nu se dorește să-l scoată anul ăsta. Probabil băieți deștepți, am zis, ori fac presiune, ori sunt mai convingători. Și asta e numai în detrimentul uh, producătorului agricol. Și unii, așa cum spunea domnul Anton, uh, vin uh, traderii, în care găsesc acolo să stabilească și care este hey. indicatorul de calitate, se stabilește în. Uh, hey, asta uh, e temelea mea. Și Ca... nu mai puteai să oscilezi între. Domnul deci Băs. era un singur indicator după care să înca știți, era încadrarea mândră. Știți conținutul făcute. acestui manual? Haideți să luăm o Eu scurtă știu, pauză, vă rog să vă, vă postați ideea. Sunt nu? curios, Am curios am mintea asta. să vă da. Un moment, un moment, nu, că e foarte important. Haideți să că... am depășit și foarte mult. Vă rog să vă să, discutăm, uh... să vă țineți ideea și după câteva minute revenim aici la agricultura la raport.